Sincer vorbind, m-am așteptat cu totul la altceva, dar după mine arată mai mult o intenție de a merge pe cea de-a doua cale, adică care ar duce la posibilitatea dezolvării Parlamentului, știm că conform articolul 85 a Constituției, în sunt stipulate deci, doar două căi pe care noi putem ajunge la alegeri anticipate. Asta atunci când Parlamentul nu, nu este, funcțional în timp de trei luni, deci nu adoptă nicio lege, nu, nu se întrunește în ședințe și a doua, a doua, cale asta este atunci când din două încercări Parlamentul nu votează candidatura prim -minist. Eu văd că partidul PASA a pornit pe cea de-a doua cale, din câte înțeleg eu, din această declarație, prin care se angajează să nu participe la ședințe. Deci asta ar însemna... Să nu asigure Să nu Deci asta ar însemna că este calea a doua atunci când Parlamentul nu este funcțional. Nu, nu, nu. Eu nu, este eu altfel, că... alt, da. am, înțeles, pentru că chiar ieri, chiar ieri, în timpul discuției... Se, se merge pe ideea a două tentative ieșuate de numirea unui guvern, respectiv nu prin respingerea formală în, în Parlament, dar prin neconvocarea ședinței. Adică ședința se convoacă, nu are quorum, respectiv tentativa din numire Numai a primului ședința ministru. când apare prim-ministru. Da, te ședința din, sau tentativa din numirea guvernului se consideră ieșoată. Și astfel o să fie două tentative ieșoate. Uh -huh. Ei fac referire la o decizie a Curții Constituționale ori... precedentă, la o decizia a Curții Constituționale care, da, care a constatat că dacă lipsește quorumul, asta se consideră o tentativă eșuată. Deci ei vor să-i oblige pe deputați care vor adopta această declarație. Să-și să asume în public, de public s -s angajamentul de a nu vota pentru da candidatul la funcție de prim-ministru care va veni în Parlament să-și prezinte programul și astfel să fie provocate alegerile anticipate. Problema este că la noi se votează multe declarații. Deci cei care vor vota, poate pe urmă vor vedea că se, se, se vor răzgândi. Eu nu cred că cineva va semna această declarație. Da, ei vor evita să Eu se cred de. că această declarație, dacă va fi semnată, va fi semnată de către Partidul PAS și poate Platforma, da? din solidaritate, să zicem așa. Și ei au spus că vor altă cale. Da, Văd altă cale, da. dar nu cred că va fi semnată de celelalte partide parlamentare, fracțiuni parlamentare, deoarece cum a, și-a zis colegul Valeriu Pașa, nu toate fracțiunile sunt cointeresate în aceste alegeri parlamentare anticipate, pentru că majoritatea din ei nu va intra, nu va accede în Parlament. Deci, din toate cele care sunt acum prezente și care nu vor aceste alegeri anticipate, cred că doar două din patru au, au șansele să acceadă în Parlament, dar cu, cred că, numărul de mandate mai mic decât și-ar dori ei.